Și eu mulțumesc!
spun în continuare, la revedere. Am pregătit aici un exercițiu, dacă doriți puteți să încercați și dumneavoastră. Aceste jaloane, simplu să le ocoliți cu mediul, acum fără ochelari. E greu? Nu. Nu, este foarte ușor. Bun. Doar că o să vă rugăm să faceți acest exercițiu și cu acești ochelari care vă ajută pe perfecție de ceva. Nu n-am văzut nimic. Dar să știți că este o alcoolemie foarte frecventă, care, din păcate, încalcă legea în acest sens. Într-adevăr, dumneavoastră v-a fost foarte greu și doar cu acești ochelari. Trebuie să vă gândiți că în momentul în care o persoană bea așa cum foarte bine știți, sunt nu doar percepțiile vizuale, percepția spațiotemporală, percepția încrederii în sine, pentru că se crede mai puternic, da? Raționamentul iarăși este afectat și persoana respectivă nu mai raționează, nu mai este conștient de riscurile la care se expune. Sau curajul, are curaj mai puternic, mai mare și atunci apasă pedala de accelerație mai tare. Adică toate acestea sunt modificate. Exercițiul acesta este modificate, pentru că doar aici putem interveni pentru a conștientiza riscurile la care se expune și la care expune și ca alte persoane, din păcate, un conducător care se mută la volan. Și eu sunt șofer. Deci dumneavoastră sunteți șofer. Atunci am studiat dumneavoastră acești ochelari care modifică percepțiile vizuale, o alcoolemie de 1 la 1000, dar este pe timp de zi. Deci nu este atât de îngreunat. Să văd dublu. Să văd dublu. Exact, astfel de consumul, astfel de substanțe, astfel de care sunt la nivel vizual, care sunt tot atent.
mai alcoolului, apare vederea dublă. Da? Cum a fost? Așa, e vorba aia. Două care... Nu putem spune dacă se potrivește cu ce-ați mai trăit percepția vizuală, dacă este așa. Nu la volan, în general. Înțeles. N-am mai fost să spuneam. Acum măcar știți cam care ar fi senzația și mă gândesc că nu vă doriți să ajungeți în situația asta. Și eu oricum acești declar modifică doar percepțiile vizuale. Percepția distanțelor, da? Se modifică foarte mult. Aceștia pe timp de
ocazie enormă, dar n-am fost curios cu asta. Alcool, pe timp de zi și v-ați face oarele? Să le ocolim. Paula, nu lăsați-le, nu vă faceți bine, doar să vă de normal când ești fără suficiența pentru că alcoolice. E diferit, într-adevăr. Și oamenii care sunt băuți, conștientizează oare nu? Discuția, adică nu există vorba de a... Există enorm o mare diferență între a fi treaz și a fi sub influența băuturilor alcoolice. Aveți pe persoană? Da, de 25 de ani. Veți mai avea curaj să mai beți vreodată la volan după acest test? Nu, sincer să vă spun, acum recunoaștem toți șoferii că fiind bărbați cam toți mai, dar într-adevăr, la volan într-adevăr nu este recomandat. Rămâne la latitudinea oricărei persoane. Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă astăzi aici? Bună ziua, astăzi desfășurăm o activitate pe sectorul de realizeze pericolul la care se expun pe ei și pe ceilalți participanți dacă consumă alcool și urcă la volan. Ochelarii dau doar iluzia că ești băut. Nu am făcut proba la volan, am făcut-o în calitate de pieton, cum ați văzut, mi-a făcut așa roate. Nu ne riscăm să urcăm pe cineva la volan cu ochelarii. Cei care au dat ochelarii și au făcut testul la ochelarii pentru că au de impertinuri, au fost testați cu aparatul alcool, deci s-a dovedit a nu fi sub influența băuturilor alcoolice. Modificările în ceea ce privește percepția vizuală și auditivă, în urma consumului unor astfel de substanțe. Și în acest scop suntem ajutați de ochelari speciali care simulează consumul de alcool pe timp de zi, pe timp de noapte sau consumul de drog, astfel încât conducătorii auto să-și dea seama exact cum văd și cum percep realitatea în urma consumului acestor substanțe. Statistic vorbind, județul Neamț, cum stă la nivel național în ceea ce privește șoferii opriți sub influența alcoolului sau consumați? Deci în ceea ce privește consumul de alcool sub substanțe psihoactive la volan, cele mai multe informații poate să vedem în situare de a crescut urmă acestor case, pentru că vedem că despre prezirele celor de la IPJ, sunt foarte multe persoane care consumă substanțe interzise la volan, cum ar fi graficul de drog, da? Deci este un fel